Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, consideră că cea mai mare vină o poartă juriștii sau chiar secretarul primăriei, care au semnat de legalitate hotărârile prin care viceprimarul a fost desemnat în consiliile de administrație la 4 unități de învățământ. Mai mult decât atât, Aurel Popescu nu a fost plătit în plus pentru activitatea depusă. Atâta timp cât mai există o cale de atac acelei decizii a anii, așteptăm să vedem exact ce vor spune judecătorii. Nu e o situație foarte plăcută pentru primărie și ca imagine și din poziția pe care o are dânsul ca viceprimar. Principalul responsabil pentru o situație în care se află astăzi viceprimarul ar trebui să fie cel care semnează de legalitate în documentele respective. Noi suntem, dânsul este inginer, eu sunt economist. Pe funcția de primar nu trebuie neapărat o calificare juridică, da? Dar în momentul în care l-ai trimis în Consiliul de Administrație, tu ca jurist sau tu ca secretar, cei care n-ai niciun fel de responsabilitate? Așa ar fi corect. Mai puțin vinovat pe cel care a ajuns într-o astfel de situație și mult mai vinovat pe cel care a semnat acel document. Presupun că există o hotărâre de Consiliu Local. Agenția Națională de Integritate l-a declarat ieri incompatibil pe viceprimarul Aurel Popescu. În perioada 7 noiembrie 2012-28 septembrie 2015 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în consiliile de administrație a 4 unități școlare de pe raza municipiului Târgu Jiu, încălcând astfel articolul 87 aliniatul 1 litera D din legea numărul 161/2003, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale de Integritate.